Între bunicii României este un bunic la care eu nu mai pot ajunge. Oricât mi-ar fi de dor și de drag să-l mai revăd, pentru că acum 7 ani s-a mutat la Domnul. Pe dealurile pe care le vedem în zare din satul Grumăzești, a lucrat și a umblat cândva cu voie bună și tataia Grigore. Astăzi plouă peste satul bunicului meu și poate că în multe suflete picură și lacrimi de dor pentru cei din familiile voastre care au plecat deja în lumea veșniciei. Dar spre cinstirea amintirii lor și pentru alinarea dorului nostru, avem la îndemână un lucru în care ne putem așeza dragostea pentru ei. Rugăciunile, pomenirile și milostenia făcute pentru sufletele celor adormiți. Și tot aici, în Grumăzești Neamț, trăiește și bunica Angela, care o viață întreagă a ajutat, ca milostenie, la pregătirea bucatelor care se făceau la praznice în sat. Bunica Angela Sărmâna, bine v-am găsit! Bine ați venit sănătoasă! Și v-am găsit tocmai când pregăteați o colivă pentru o pomenire. Ia uitați ce colivă frumoasă v-ați pregătit, înaltă, așa, da, bogată. Da. Acum, care ar fi următorul pas? Am pus grâul la fier. Un kilogram de grâu, 3 kg de apă. Aceasta e rețeta dumneavoastră? Da, rețeta mea, mai pui o jumătate de fier. Dar grâul îl spălați înainte? Nu. Nu l-ați spălat? Nu se spală grâul. De ce? Că nu se leagă. Este un secret? Că este să se împrăștită. Când o fierbi, trebuie să pui ceva ca să o legi după ce o fierbi, dacă nu se leagă. Și așa, ca să nu mai pui nimica, ei o pui la fier, nelegat, nespălată. Pui din pungă, o alegi frumos, o dai o leacă cu mâna așa, ia și o fierbi, o pui la fier. Așa, deci 1 kg de grâu, 3 kg de apă, 3 litri de apă, după? După aceea e fiartă, da, punem zahăr. Cum o fierbeți? La foc mic. Într-un ceaun? Într-un ceaun, eu am o platiță de tuș. Care să nu se prindă. Ca să nu se prindă, da. Întâi pui un pic de ulei în platiță, ca să se înfierbe. După aceea pui apa și după aceea pui grâu. Și o lești la foc mic, se fierbă la foc mic. Dar trebuie învârtit, așa. Da, până nu se umple în sus, după aceea iei pus și aceea e tătă, vedeți-a, după aceea o iei încetul, dar când prinde a foc, uite, dacă o pui la foc mic, mai n-ai trebuie învârtită. Cam cât timp trebuie să fiarbă? Maxim în 2 ore. Dar timp de 2 ore vă faceți de treabă pe lângă ceaunul în care fierbeți coliva. Trebuie să stau la mie, nu pot spune. După aceea pun zahărul la fier. Pui zahărul la fier. Când e grâu fier, pui zahăr. Și o mesteci bine acolo. Cât zahăr? La 1 kg de grâu pui jumătate de zahăr. La 2 kg de grâu, 1 kg de zahăr. Și după aceea fierbi grâul și ala bine tău cu zahărul, pui lămâia. Dați pe răzătoare. Coajă de lămâie, după gust, fiecare cum îi place. Da, mai împărtim o leacă acolo și o dăm jos. Și o lăsăm să răcească, după aceea o scoatem într-un vas, pus nucă și am fermentat-o și sânsul. De rom, de vanilie, de să-i dați lămâie, gust. Și nuca tăiată la cuțit. Da, dați mai mult. Eu vreau să vă spun, dragii noștri, că am gustat de curând o colivă pregătită de bunica Angela și am zis așa: Doamne, cine a făcut coliva asta atât de bună? Așa că de asta am ajuns în primul rând să o întâlnim pe bunica Angela. Dar desigur, așa cum v-am povestit, bunica Angela a pregătit pentru foarte mulți oameni de aici, din satul Grumăzești, printre care și pentru bunicul meu. Chiar la înmormântarea bunicului acum 7 ani, tot bunica Angela a pregătit coliva, așa că nu e întâmplătoare întâlnirea noastră. Și atât de bun a fost și am văzut că era foarte bine fiert bobul, nu ca se simțea foarte bine. Dacă vedem îndeaproape, se vede bobul așa frumos. Și-a pierdut forma. Păi, dar nu trebuie să-l, dacă la fiert, tot învârți și tot așa, el să toroc, să face cu torocal acolo, nu e bun. Da, deci amestecat așa cu mișcări mari, așa. Da. Bun, sunteți o artistă, eu deja am văzut gustul, de asta am și venit acum să învățăm și cum se face.